Echipa de volei a clubului sportiv Megidi a câștigat sâmbătă pe teren propriu partida disputată la sala sporturilor Iftimiei Lisei. Meciul s-a jucat în divizia a doua, iar fetele de la CSM Megidi au câștigat în fața colegilor de la CSM 2007 Focșani cu scorul de 3-0. În primul set, scorul a fost 25-11, în al doilea 25-18, iar în al treilea scorul a fost 25-21. Meciul finalizându-se în favoarea echipei megidiene. Fetele de la echipa de volei a clubului sportiv Megidi au dat tot ce au putut mai bun în fiecare set. A fost un meci disputat, chiar dacă primele două seturi, zic eu că le-am controlat de la un capăt la altul. În setul 3 am avut ceva emoții, au ținut aproape până spre punctul 20, însă cred eu că avem un plus de valoare. Am avut un plus de eficiență în acest meci și acest lucru a contat foarte mult. Unde va avea loc următorul meci? Următorul meci peste două săptămâni. Așteptăm să vină la Megidia Galați, o echipă care, cred eu, are prima șansă la promovare. O echipă care și-a păstrat în mare parte lotul cu care a jucat anul trecut în prima ligă. Sunteți mulțumit de cum s-au descurcat fetele în teren? Da, având în vedere că noi suntem la început de drum, având în vedere că suntem într-o perioadă de formare a unui lot competitiv, nu pot să fiu decât fericit că am reușit după acest tur de campionat să câștigăm 5 meciuri. Pentru o echipă la început de drum, cred eu că este un loc performant, un loc care ne dă speranțe la mai mult. Am avut ceva emoții la începutul meciului, eram pe același loc, așa împărțeam cumva locul 3. M-am gândit că ne vor pune mai multe probleme. Nu, fetele s-au descurcat foarte bine, de nesperat, chiar a fost un meci ușurel. Cum va fi următorul meci? Cu cine veți juca? Acum s-a terminat turul, începe returul de peste două săptămâni. Jucăm cu Galațiul, acasă, pe teren propriu, un meci dificil și le așteptăm să le batem. Pentru locuitorii orașului Megidia, această competiție națională de volei a reprezentat o bună ocazie pentru a sprijini atât echipa orașului, dar și de a se delecta cu sport de calitate.